Imagini de la prima aniversare a lui Axel, fiul Magdei Polimariu. Prezentatoarea TV și soțul ei au organizat o petrecere pe cinste pentru fiul lor, pe data de 20 august 2022. În ziua în care a împlinit 43 de ani, Magda Polimariu a devenit mamă pentru prima dată. Prezentatoarea TV l-a adus pe lume pe Axel în Oslo, Norvegia țară despre care spunea că este a doua ei casă, ce cadou mai minunat pe lumea asta, puteam prim de ziua mea. Și mai e și data căsătoriei noastre mâine. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu minunea asta de băiețel mult dorit și așteptat. Mulțumim, Doamne! Suntem recunoscători pentru tot, a scris Magda Pălimariu în mediul online, în dreptul primelor două imagini cu bebelușul. Axel, fiul Magdei Pălimariu, a împlinit un an astăzi, așadar în familia Magdei Pălimariu e dublă sărbătoare. Este sărbătorită și vedeta, dar și fiul ei și al lui Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia, care împlinește un anișor de viață. Cu această ocazie, părinții lui i au organizat o petrecere pe cinste. Masa a fost așezată ca la carte, florile naturale nu au lipsit din decor, dar nici fotocornerul cu baloane evident, albastre. Magda Pălimariu a fost cea care a făcut publice imagini de la fericitul eveniment prin intermediul rețelelor de socializare. Prezentatoarea TV a ales să poarte o rochiță elegantă, de un roz pal. În timp ce micuțul Axel a fost îmbrăcat cu o salopetă scurtă, din denim și un tricou stil polo, în luna august a anului 2021 Magda Pălimariu și omul de afaceri, Ionuțe Rixen, au devenit soț și soție, iar pe 20 august 2022 a venit pe lume micuțul Axel, băiețelul care le face viața mai frumoasă secundă de secundă. Ce mesaj a publicat Magda Pălimariu în ziua în care micuțul ei a împlinit șase luni? În urmă cu jumătate de an, atunci când fiul ei a împlinit șase luni, Magda Polimariu a făcut publice mai multe fotografii, însoțite de un mesaj emoționant. Prezentatoarea TVD de atunci de înțeles că iubește enorm rolul de mamă și felul în care s-a schimbat viața ei de când a apărut Axel, am aici o minunăție de baietel care a împlinit de curând șase luni. Nu știu când a zburat timpul, parcă mai ieri l-am adus acasă de la maternitate. Acum înțelege foarte multe lucruri, descoperim în fiecare zi câte ceva nou și ne bucurăm împreună de fiecare moment. Axel, ești o drăgălășenie de băiat iubit. Dragostea pe care ți-o port este nemărginită. Tu îmi dai putere să trec peste toate, a scris Magda Pălimariu pe contul ei de Instagram.